Din păcate, creștinii devin adeseori cunoscuți pentru o mărturie negativă. Ce n-ai voie să faci? Dar sunt așa de multe lucruri pe care Hristos ne cheamă să le facem. Să iubim, să slujim, să fim una. Și eu cred că libertatea creștină este cea care ne încurajează să mergem pe cale cu curaj. Problema libertății este, de fapt, o problemă complicată. Este și filozofică, este și o problemă cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi. Suntem liberi sau nu suntem liberi? Am citit de curând niște articole care arată faptul că, de fapt, avem o condiționare foarte mare și genetică și a modului în care contextul nostru determină ceea ce facem. Din perspectivă creștină, libertatea se pune și dintr-o perspectivă a relației noastre cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Când vorbim despre libertate, vorbim de fapt de ce putem să facem. Vorbim despre autonomie. Suntem noi autonomi, adică putem noi să facem ce vrem? E clar că biologic nu suntem, pentru că, de exemplu, nu putem rezista mai mult de câteva minute fără aer, câteva zile fără apă și câteva săptămâni fără mâncare, deși unii poate rezistă mai mult. Dar, în același timp, totuși avem capacitatea să alegem. Și atunci discuția aceasta este una, de fapt, foarte profundă. Când vorbim despre libertate, în context social, în context politic, vorbim și despre drepturi uneori, și despre limitări. De exemplu, libertatea de expresie, libertatea de credință, libertatea de a alege într-o țară în care funcționează o democrație. Și atunci, vedeți, dacă vorbim despre libertate din această perspectivă, putem să ne gândim la trei tipuri. Libertate de la, de exemplu, dacă ai trăit într-un context, într-un regim în care n-ai avut voie să ai o credință religioasă pe care să o manifesti. Când a venit libertate, e o libertate de la. Deci, dintr-o dată, poți să-ți manifesti credința religioasă. Dar există și o libertate pentru. Pentru că, vedeți, oamenii nu vor să fie doar liberi de la, ci și pentru ca să facă ceea ce doresc ei. Ca să luăm un exemplu asemănător, dacă dintr-o dată s-a deschis posibilitatea de libertate religioasă, vedem că unii vor să fie de o anumită confesiune, alții de altă confesiune, alții poate vor să rămână necredincioși. Deci, libertatea se duce la un fel de diversificare. Și după aceea mai este această libertate fundamentală, libertatea de a fi. Libertatea de a fi cine ești tu. Și atunci, toată această discuție în societate duce la, de multe ori, la perspective aparent conflictuale, pentru că e greu să împaci toate libertățile. De aceea, într-o democrație, libertatea mea ar trebui să nu depășească libertatea celuilalt. Și libertatea celuilalt ar trebui să se oprească unde începe libertatea mea. Și în contextul acesta, spun eu, democrația, deși nu este o formă de organizare perfectă, este cea mai bună, pentru că are această dorință de a respecta libertatea. Și noi, ca și creștini, de fapt, avem acest model de democrație, cumva, prezentat în relațiile pe care noi le avem. De ce? Pentru că ne respectăm unii pe alții, pentru că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și încă de la începutul teologiei creștine, teologii au văzut în libertatea de a alege o parte, o reflecție a chipului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut liberi în sensul că ne-a dat această posibilitate să spunem da sau nu. Putem să-i spunem da sau nu chiar Creatorului nostru. Și primii teologi au văzut libertatea în acest sens. Bineînțeles că și aceasta este nuanțată. De exemplu, un teolog cum este Augustin spunea că libertatea omului este de fapt libertatea de a nu păcătui. Deci el califică într-un fel libertatea aceasta. Și atunci se pune întrebarea. Libertatea ne dă voie să facem orice? Sau există limite pentru libertatea noastră? Am menționat deja o limită, care este socială într-un fel și politică. Libertatea mea nu trebuie să calce libertatea celuilalt. Deci trebuie cumva să respectăm.
Dar dacă este să vorbim ca și creștini, ce înseamnă să fim liberi? Este interesant că, vedeți, Domnul Iisus Hristos ne prezintă perspectiva libertății într-un mod foarte, foarte subtil și nuanțat. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, într-un fel, Domnul Iisus Hristos ne prezintă nouă o direcție în care noi putem să fim liberi cunoscându-L pe El, care este adevărul. Și vedeți, asta este o problemă a relației dintre libertate și adevăr. Relația dintre libertate și adevăr devine importantă pentru că, mai ales în diferite confesiuni creștine, adevărul devine cumva absolut și trebuie impus celorlalți. Și de aceea creștinismul are, din păcate, o istorie de conflicte pe tema adevărului. Dar vedeți, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre adevăr, vorbește că El este adevărul. Deci, până la urmă, noi cunoaștem libertatea creștină într-o relație cu Domnul nostru Iisus Hristos. El spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Deci această relație dintre adevăr și libertate trebuie văzută în contextul relației noastre cu Iisus Hristos, care este și calea. Și atunci, din perspectivă creștină, eu cred că libertatea noastră vine pe calea uceniciei, când devenim ucenici ai lui Iisus Hristos și înțelegem că adevărul pentru existența noastră îl cunoaștem prin relația cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat. Tipul acesta de adevăr este un adevăr relațional în primul rând, dar bineînțeles că acest adevăr se reflectă până la urmă și în învățături și mai ales în modul în care trăim viața noastră împreună. De aceea este foarte important pentru mărturia creștină ca libertatea noastră să nu submineze unitatea noastră. Și mie mi se pare extrem de important faptul că Domnul Iisus Hristos la un moment dat se roagă pentru ce? Pentru unitatea urmașilor săi. Spune, mă rog ca ei să fie una. Și cum este această unitate? Spune el, cum eu și cu tine, adică cu Tatăl, suntem una, să fie și ei una. Aceasta rămâne un deziderat pentru creștini. Pentru că tocmai această relație dintre adevăr și libertate, creștinii n-au reușit să o normalizeze în modul în care se roagă Domnul Iisus Hristos pentru noi. De aceea, pentru noi ca și creștini ar trebui să avem un respect profund față de libertatea celorlalți. Și acest respect profund înseamnă că trebuie să respectăm și pe cei cu care nu suntem de acord. Asta nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ei, dar libertatea mea mă duce la această înțelegere că trebuie să respect și libertatea celuilalt. În același timp, viața mea este determinată de relația mea de ucenicie cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și în această relație de ucenicie cunosc adevărul. Adevărul care este de fapt o cale pe care mă angajez. Bineînțeles că, vedeți, pentru noi ca și creștini, toate aceste lucruri sunt legate în final de modul în care găsim această cale prin învățătura Sfintei Scripturii. Și vedeți, de aceea, libertatea creștină, și aș prefera să vorbesc în primul rând despre libertate, nu este o libertate a limitelor, ci o libertate a căii de a-L urma pe Domnul nostru Iisus Hristos. Din păcate, creștinii devin adeseori cunoscuți pentru o mărturie negativă. Ce n-ai voie să faci? Dar sunt așa de multe lucruri pe care Hristos ne cheamă să le facem. Să iubim, să slujim, să fim una. Și eu cred că libertatea creștină este cea care ne încurajează să mergem pe cale cu curaj. Și în istoria bisericii sunt multe exemple de oameni care au schimbat fața lumii. Să vă dau un exemplu, predicatorul baptist Martin Luther King Jr., care a trăit într-o comunitate, într-o țară democrată, în Statele Unite ale Americii, într-o comunitate de credincioși de culoare, care erau marginalizați, care nu aveau drepturi, care nu puteau să meargă la biserică împreună cu cei care nu erau de culoare. Și prin modul în care el a militat pentru dreptul lor și pentru libertățile lor și civile și religioase, într-un mod non-violent, el a demonstrat că, de fapt, că libertatea creștină are putere să elibereze chiar și social
pe cei care sunt ținuți în lanțurile oprimării. De aceea eu cred că libertatea este temă foarte importantă pentru creștini. Și libertatea ar trebui să fie o temă pentru care noi să ne luptăm, mai ales cei care am trăit în țări comuniste și care am avut experiența eliberării de sub un jug. De aceea, când trăim viața noastră de creștini, eu cred că ar trebui să fim preocupați de situațiile în care există nedreptate, de situațiile în care există o știrbire a libertății altora. De exemplu, sunt țări în care creștinii nu au voie să se închine, nu au voie să practice religia creștină, nu au voie să-și manifeste credința. Ar trebui să avem o solidaritate cu acești frați, cu aceste surori de ale noastre, care trec prin aceste experiențe. Dar în același timp ar trebui să avem grijă, ca și în contextul nostru, libertatea creștină să rămână o posibilitate de a ne manifesta cu o contribuție pozitivă pentru societate, prin care lumea să vadă că mesajul creștin este de fapt o evanghelie, o veste bună. Și aici aș vrea să accentuez poate mai mult nevoia ca noi ca și creștini să descoperim vestea bună. Vedeți, adesea discursul creștin este foarte negativ. Da? Toată lumea se teme că nu știu ce se va întâmpla și că nu știu ce conspirații pasc lumea aceasta, dar dacă noi spunem că Iisus Hristos este Domnul, libertatea noastră este în Iisus Hristos. Și atunci nu mă tem nici de conspirații, nici de scenarii, pentru că sunt liber. Și această libertate a mea în Iisus Hristos mă duce pe mine să afirm Evanghelia, care este vestea bună. Și de aceea, pentru mine, Evanghelia este o formă de manifestare a libertății creștine.